Hristos a înviat, preasfințite Benone Ambăruș. Adevărat că a înviat. Acum să vă spun sincer, am o mare emoție, cred că avem cu toții, pentru că, preasfințite, vă mulțumim mult pentru că ați acceptat să intrați în legătură cu noi, să ne împărtășiți gândurile în prima zi după hirotonirea episcopală și să transmiteți ascultătorilor RCS FM aceste gânduri. Ne bucurăm mult, mulțumim mult și am văzut lacrimi și spuneam la început, preasfințite, la începutul acestei emisiuni, că atunci când v-am văzut cu ochii în lacrimi la celebrarea hirotonirii episcopale, m-am gândit la un cântec din România cunoscut: și băieții plâng câteodată. Cum ați trăit această celebrare? Știu că poate e întrebare superfluă, dar am vrea să ne transmiteți această emoție pe care ați simțit-o la celebrarea hirotonirii episcopale. Ca un vulcan de emoții cu două linii. În primul rând, sentimentul uman, că ceea ce se întâmplă este total deasupra și peste puterile sau imaginațiile mele personale și că persoana mea este mult prea mică, mult prea slabă pentru acest dar. Și în același timp, un vulcan de emoții din punct de vedere spiritual, pentru că așa cum face Dumnezeu cu toți, se uită la fiecare dintre noi și ne alege pe fiecare. Și fiecare, pentru fiecare, cere un anumit lucru, găsește un loc anume pentru construirea împărăției sale. Și trăind această emoție spirituală că Dumnezeu m-a ales pentru acest lucru. Deci în același timp cu un sens de gratitudine, de mulțumire. Monseniore preasfințite, pentru că vă putem spune așa deja, vă felicităm din toată inima. Don Ben, merge bine. Don Ben, atunci rămânem așa, vă felicităm din toată inima și dacă în urmă cu câteva săptămâni ne auzeam tot la RCS FM și împărtășeați cu noi acele emoții de început și cumva acea pagină albă care se deschidea din Cartea Vieții Sfinției dumneavoastră, deja ați început să scrieți câteva rânduri în această pagină și aceste rânduri sunt cumva începute de zonul pe care vi l-ați ales și despre care vrem să ne spuneți mai multe detalii, pentru că cumva este și un proiect al activității pe care vi-l propuneți, pentru că de acum urmează treaba. Ieri a fost sărbătoarea, dar de acum e cu spor la treabă, cum ar veni. Blazonul, mai mult decât program, este un fel de rezumat, într-un fel, al vieții, în sensul că am ales în primul rând un element care m-a caracterizat mereu în toți acești ani, de când mă știu, e strada. Am mers foarte mult pe jos, am făcut foarte multe călătorii pe munte, spre Asizi, pe jos, cu grupurile, cu una cu alta. Mereu, când reușesc să-mi iau o jumătate de zi sau o zi liberă, mă duc să fac o plimbare undeva la munte, în pădure, pe undeva. Am fost aici atâția ani, deși trebuia să stau doar 4. Strada este un element central din viața mea, cărarea vieții. Al doilea element este Sfântul Iosif cu crinul și cu dreptarul, care într-un fel recuperează și identitatea mea, în sensul că bunicul era și lemnar într-un fel și am crescut cu el, cu dreptarul în mână, cum ar veni. Și plus, Sfântul Iosif este din anii de seminar, este un sfânt cu care, cum să spun, un prieten sfânt sau un sfânt prieten, cum fiecare dintre noi trebuie să aibă în viață, nu? Și al treilea element, am încercat să iau câte ceva din stema Moldovei. Nereușind să iau totul, am ales doar, cum să spun, steaua și luna cu fundalul roșu, într-un fel, pentru a recupera și rădăcinele de unde am venit, unde am crescut. Preasfințite, o celebrare
emoționantă și amintesc lucrul acesta pentru că am vorbit și cu alți colegi și cu prieteni ai mei și am împărtășit acest gând. Am văzut celebrarea cu diferite elemente și cu siguranță ați organizat și ați avut un rol foarte important în această celebrare Preasfinția voastră și mă gândesc mai mult la acel ornat pe care l-ați purtat și totodată toiagul, cârja pastorală, cârja episcopală. Am văzut cele două elemente, cele cinci pâini și doi pești, mai ales iarăși cârja aceasta pastorală din lemn și am înțeles că lemnul, legătura cu Sfântul Iosif, dar aveți și în familie sau ați avut în familie un tâmplar. Da, bunicul era tâmplar. Toiagul este lemn din bărcile de imigranților de la Lampedusa care vin acolo și este un artist la Lampedusa care face obiecte de acestea și am cerut să fac. Pentru că în momentul de față, istoria Europei, civilizația Europei, ori se va înfrunta în mod senin și constructiv cu fenomenul imigrației care va veni peste tot și în toate țările din Europa și în România vom avea acest fenomen pe care trebuie să-l nu numai să-l suportăm, ci să-l conducem. Ori îl administrăm bine, ori dacă nu suntem destinați așa să avem un viitor nefast, cum ar veni. Și pentru mine, în toți acești ani, capitolul imigranților a fost important în viață, ca și experiență personală și așa mai departe. Cât privește cele cinci pâini și doi pești, de când am ajuns în slujirea aici a biroului Caritas, îmi dau seama că este una dintre evangheliile cele mai semnificative, în sensul că nimeni dintre noi nu are pâine suficientă pentru a da la toată lumea, dar toți avem cinci pâini și doi pești. Toți avem câte ceva de dat. Și ce avem de dat, dăm și Domnul înmulțește după aceea. Asta în fiecare situație, fie în sens real, fie în sens metaforic, pui la dispoziție ceea ce ai și după aceea Domnul înmulțește ce pui tu la dispoziție. Și atunci a fost o pură întâmplare, în sensul că persoanele care mă cunosc puțin știau de această trăire a mea personală cu cele cinci pâini și doi pești și toiagul l-au cerut să fie reprezentată și această imagine, iar ornatul, da, l-am ales de la surorile de clausură, care mi-au pregătit acolo tot capitolul, catalogul, cum ar veni, dar mi se părea mai semnificativ atunci, acolo și pentru ornat lucrul acesta. Urmărind celebrarea de acasă, am văzut emoție în ochii dumneavoastră, dar am văzut emoție și în glasul dumneavoastră, mai ales în acea mulțumire de final, când vorbind despre părinții care se bucură în cer pentru acest moment, i-ați amintit și v-ați arătat această recunoștință. Ce ne spuneți despre ce v-au învățat părinții în Somușca, despre legătura cu acel loc și dacă ați simțit pe parcursul acestei celebrări cumva și drumul, acel drum de care ne vorbeați mai devreme și diferitele etape pe care și în Somușca le-ați realizat până să ajungeți la Roma. Da, rădăcinile cele mai semnificative sunt din copilărie pentru fiecare om. Știm foarte bine lucrul acesta, nu? Se constituie identitatea personală în primii ani de viață și trăind acolo, în acest ambient, până la vârsta de 15 ani, cu siguranță mi-a rămas întipărit profund lucrul acesta. Acolo am copilărit și, mă rog, repet, cu familia, cu părinții care au pus tot ce puteau să pună ca să ne ajute pe noi, să mă ajute pe mine. Eram șapte frați și numai un salariat din familie care trebuie să ducă înainte familia, să plătească și taxele la seminar, cum
cum se făcea pe vremea aceea pentru a contribui, nu era atât de ușor. Și am crescut cu acest sentiment că și-au luat pâinea de la gură, într-un fel, nu? Pentru a mă ajuta pe mine. Mă rog, și lucrul cel mai semnificativ nu este ca să mulțumești mereu, ci ca să reproduci binele care l-ai primit. Cel puțin asta este experiența mea. Deci, din binefacerile primite, da, poți să și mulțumești și trebuie să mulțumești, dar lucrul sau modul cel mai frumos de a mulțumi e de a reproduce ce ai primit, de a da mai departe, pentru că darurile trebuie să se înmulțească, nu? În privința aceasta, asta este viața creștină, cred eu, nu? Ce primim, după aceea dăm mai departe. Cardinalul Martini, când îl întâlnisem odată la Ierusalim, ne povestea ce înseamnă condividerea, ce înseamnă împărtășirea în viața creștinului. El spunea, dacă un dar lui Dumnezeu nu-l dai mai departe, moare în tine. Și cita exemplul geografiei lumii. Spunea, toate mările și oceanele din această lume comunică între ele. Dau și primesc. Singura mare care primește fără să dea se numește Marea Moartă. Preasfințite, am văzut alături de preasfinția voastră la Roma, la momentul hirotonirii episcopale, colegi, am văzut și mulți prieteni, știu că aveți mulți prieteni. Acum știți cum e, au trecut timpurile poate și dificile și cred că nu e doar acest moment în care vă sunt alături, pentru că de multe ori în timpurile noastre prietenia se arată doar atunci când, sau o prietenie, așa zisă prietenie, se arată doar atunci când îți merge bine și când ai moment importante. Ce reprezintă pentru preasfinția voastră prietenia? Ce reprezintă prietenii pe care îi aveți, i-ați avut în viața preasfinției voastre? Omul este o ființă relațională și nimeni dintre noi nu are curajul să spună sau nu ar trebui să aibă curajul să spună, nu am nevoie de nimeni. Pentru că fără relații, un om moare. Fundamental, deci structural suntem ființe relaționale. Raționale și relaționale. Relația cea mai semnificativă sau relațiile cele mai semnificative sunt cele care nu te adulează, ci cele care te acceptă așa cum ești. Și zonele de umbre, și zonele de întuneric și zonele de lumină din viața personală. Pentru că a experimenta acest lucru înseamnă a avea curajul să ne supunem și privirii lui Dumnezeu. Pentru că El ne privește și se uită și știe totul despre noi și ne acceptă și ne iubește așa. Prietenia este un fel de sacrament al acestei priviri a lui Dumnezeu. O prietenie umană sau frățească, sacerdotală sau de toate acestea, este un fel de sacrament care garantează și dă semn vizibil al privirii iubitoare a lui Dumnezeu. Așa cum ești, așa te primesc, așa te iubesc. Deci sunt, cum să spun, elemente importante din viața fiecăruia dintre noi și cine are darul de a avea una, două sau trei prietenii semnificative sau altele sau mai numeroase, deși nu la fel de profunde, are un dar, primește un dar de la Dumnezeu în privința aceasta. Cred că avem cu toții de învățat din aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Preasfințite, nu vreau să vă rețin nici prea mult pentru că știm ce înseamnă timpul și e prețios. Spre final, au trecut câteva zile, deja o săptămână, de la Duminica Vocațiilor, Iisus Bunul Păstor, Duminica a patra a Paștelui și privind în viața preasfinției voastre, în istoria aceasta personală atât de bogată și cu atâtea surprize, sau cum am observat că i-a spus glume din partea lui Dumnezeu,
Ce mesaj transmiteți tinerilor, poate care astăzi se opresc, nu vor să iau o decizie pentru toată viața lor și poate sunt dintre ascultătorii noștri care simt o adiere suavă a unei voci care îi cheamă la viața de preoție sau viața consacrată? Ce le transmiteți? Cu cât avem curajul mai mult să ne supunem acestei priviri profunde a lui Dumnezeu asupra vieții noastre, care ne pătrunde până în măduva oaselor și care ne îmbrățișează chiar și cu privirea sa, cu atât poate reușim să ne dăm seama că merită să-ți joci viața pentru această iubire, de a o primi și de a o anunța. Deci, într-un fel, aș putea spune, vocația nu este altceva decât a fi cucerit de această privire neprețuită a lui Dumnezeu și a dori să o anunți mereu și celorlalți, pentru că este o privire și o iubire care te eliberează profund, interior, și pentru care merită să joci toată viața. Și totul devine relativ în comparația cu această privire. Sau totul se reordonează în funcție de această privire. Și de aici pornesc căile vieții personale, deci vocațiile, fie la preoție, la viața consacrată sau la viața de familie, care este o vocație tot la fel de semnificativă, dar, repet, totul pornește de la această eliberare prin acceptarea și experimentarea acestei priviri a lui Dumnezeu. Mulțumim mult pentru aceste gânduri. Uitați, noi pe fir avem un preot care credem că vă este drag, că oricum nouă ne-a mărturisit că tare îi sunteți drag și ne-a vorbit așa de frumos. Părintele Alois Bulai, cel care v-a fost profesor, director și sfătuitor, după câte am înțeles, îl salut. Hristos a înviat, părinte Alois. Lui Crăciunie pentru preasfințitul Benoni. Și salutări tuturor ascultătorilor de la Iercis FM. Este o mare, mare bucurie pentru mine să-l văd pe preasfințitul ajuns până aici să fie consacrat ca episcop. Mă opresc aici, nu vreau să mă opresc la titluri, la onoruri, la treburi din acestea. Este o bucurie pentru plinătatea preoției pe care a primit-o Monseniorul Benoni. Mă rog pentru ca bunul Dumnezeu să-l întărească, să-l ajute și să-l binecuvânteze ca să-și împlinească cu generozitate, cu bucurie și cu seninătate misiunea pe care i-a încredințat biserica, așa cum a făcut-o până acum. Mă bucur în chip deosebit pentru prospețimea pe care o prezint în chipul lui, în discursul lui, în gândirea lui, este același copil pe care l-am primit în seminar, pe care l-am văzut crescând, de care m-am bucurat pentru succesele pe care le-a avut și sunt sigur că va putea în continuare să slujească cu generozitate biserica. Cum ați trăit acel moment de aseară privind la preasfințitul și ce mesaje îi transmiteți? Am trăit momentul de aseară la intensitate maximă. Am avut norocul să prind legătura cu transmisiunea de la Roma și, cum să spun, adică îmi creștea sufletul odată cu înaintarea celebrării liturgice. În momentul în care Monseniorul Benoni a fost consacrat episcop, am urmărit cu părintele Lucian Farcaș uleiul binecuvântat care a curs
din creștetul lui. Și ne-a părut rău că a venit repede după aceea cineva să-l șteargă. Dar sunt convins că nu atât de repede, pentru ca să nu lase să pătrundă în sfinția sa. Și cred că acest un de lemn, semn al bucuriei lui Dumnezeu, să-l susțină și să-l întărească mereu în împlinirea datoriilor pe care le va avea și pe care le-a exercitat și până acum cu bucurie, și sunt convins că va putea să pună pe buzile celor pe care îi va întâlni, dacă nu altceva, măcar în zâmbetul speranței pe care l-a arătat întotdeauna. Vă mulțumesc, părinte! Vă mulțumesc de aceste cuvinte, vă mulțumesc tuturor. Mulțumim într-adevăr pentru aceste gânduri împărtășite și mesaje. Preasfințitul Iosif tot a spus de mai multe ori că v-a și invitat să celebrați o primiție, pentru că noi după sfințirea preoțească facem primiția și cred că vă amintiți acest lucru și preasfinția voastră a făcut acest lucru după preoție, dar acum la plinătatea preoției, după episcopat, veți ajunge să faceți, să celebrați această primiție chiar acasă la Somușca? Aveți în vedere acest lucru? Să vedem zilele, lunile următoare. Poate reușim să ne organizăm, să mă organizez și să trag o fugă, dar cu timpurile acestea atât de particulare nu este posibilitate de mari sărbători, dar sigur, liturgia în satul natal cu persoanele din sat, cu siguranță voi celebra acest moment. Felicitări încă o dată, mulțumim pentru timpul ăsta deja larg pe care ne l-ați acordat. Vă dorim mult succes și Domnul să vă ocrotească. Vă însoțim cu rugăciunile noastre. Numai bine tuturor, salutări preasfințitului Iosif și tuturor de acasă și numai bine în via lui Dumnezeu. Să dea Domnul. L-am avut alături de noi pe preasfințitul Benoni Ambăruș, noul episcop auxiliar de Roma, și ne-am bucurat pentru aceste gânduri pe care ni le-a împărtășit, atât de bogate din experiența preasfinției sale, dar și acum în momentul trăirii acestui eveniment atât și atât de important și emoționant, hirotonirea episcopală. Revenim peste câteva clipe pentru a continua emisiunea noastră, ediția noastră specială.